Te iubesc, mama Mioara. Să rămână, mama Mioara. Bine, ești extraordinară, mama Mioara. Mua. Mua. Mihai, uite-te aici de la mama Mioara. Mulți ani. Vreau să... și felicitări și să mă chemați la nuntă. A, cu siguranță. Asta e mama Mioara, asta îmi place. Eu prezint mata cânti. Sigur că da. Asta e mama Mioara, facem echipă bună. Mihai, după ce am băut șatola, te rog frumos. Să mai dregem gustul. Uite-te aici, deci asta fac variu că e cu brânză, brânzoaică. Și asta e cu mere sau cu dovleac. Cu dovleac. Mama Mioara și face cele mai bune plăcinte, așa că te rog frumos să servești. Da, te rog, de asta am zis. De asta am zis să rămâi. Să-ți faci analizele mai bine. Sau după. Sau după. Nu e adevărat, gătește foarte bine mama mea. Mama mea, mâine e ziua noastră? Da, mâine este ziua mea, da. Și sunt mândră și sunt fericită și sunt mulțumită pentru tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Foarte bun. Deci mâine împlinesc 78 de ani. Mulți înainte, sănătate multă. 78 de ani? Da, 78 de ani. Și niciodată nu mă uit în buletin. Pentru că eu vreau să fiu tot timpul în atenția publicului și să aduc cântece frumoase și să fiu, să dau publicului ceea ce mi-a dat el mie, aplauze. Și eu vreau să cânt pentru public. Ei, să aplaudă. Da. 78 de ani, incredibil. Și vreau să le spun ceva celor de acasă. Weekendul ăsta m-am întâlnit cu mama Mioara la aeroport. Bă, băiatule, unde mă duceam la satul mare, mama Mioara unde pleca? La Iași. La Iași. Mama Mioara avea cântare care venise de unde veniseți? Deci din București, dar... Venise din București la Iași, plecați unde? Stă că aveți dar un traseu să, de dar să vezi, eu nu vreau să mă nu laud, Doamne ferește. Nu reziste traseul pe care l-are mama Mioara. Nu vreau să mă laud, dar pe data de 30 am, în noiembrie am spectacol la Covasna, pe 1 am la Sibiu, pe 2 am la Sala Palatului cu Fuego, un spectacol extraordinar, pe 3 sunt la, în Irlanda și pe 4 la Madrid. Ia uzi. Super. Băi, nene, deci îți dai seama câtă energie îți trebuie. Da. Nu vreți să mă înscrieți la Survivor, la casting? La câtă energie aveți? M-aș înscrie acolo, dar numai să fac mâncare. Nu, că la câtă energie aveți, pe cuvânt. Hai să luăm un loc, mama Mioara. Da, foarte tare. Mihai, te rog să servești. Da, mulțumesc mult. Sunt gustoase. Băi, mama Mioara, incredibil, pe cuvântul meu de onoare. Felicitări, să vă dea Dumnezeu tot ce mulțumesc. Vă doriți. Iar aceste flori sunt pentru dumneavoastră, mama Mioara. Mersi. La mulți ani. Mulțumesc. Și să știți că dumneavoastră ne-ați adus plăcinte. Mulțumesc. Iar eu am pentru dumneavoastră tort. De fiecare dată ce ne aduceți plăcinte și brânzoaice, nu te uiți la mine. Vai de mine, ce tort minunat. E făcut cu suflet și cu dragoste pentru dumneavoastră. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Dumneavoastră frumos. Întotdeauna aveți grijă de noi și de câte ori veniți aici și ne-am gândit și noi să ne sunăm o prietenă, Florența, și de fiecare dată când o sunăm face cele mai bune torturi și ia uite. Mulțumesc frumos. Și Măruță, eu îți mulțumesc că de fiecare dată tu mă inviți de ziua mea. Dar noi vă iubim aici. Mult de tot, sincer. Dar știu și eu asta. Vă iubesc din suflet pe voi și vreau să o felicit pe Andra pentru melodia cu Smile. Este extraordinar de frumoasă. Ați ascultat-o de asta? Bineînțeles că băi, da, am ascultat. De ce eu la punct cu orice se întâmplă, orice lansări. Sigur că da, trebuie, eu sunt modernă, deci nu am rămas acolo. Chiar dacă la origine sunt țărancă. Nu e adevărat. Mama Mioara este cea mai plină de energie persoană cu care noi am lucrat în ultima perioadă. Nu are somn plină mereu cu poante, cu glume și da, cu bunătate. Da, sunt, da, e adevărat. Știi care e deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă? Nu. Îl de afară e gratis. Bună asta. Deosebirea între frigul de afară și cel din... Și vreau să o felicit și pe Eva, pentru că nu se poate. Este extraordinar. Să rămână, mulțumesc mult de tot. Dar știți că e acolo bunică de mireasă? Adică? Da. Pe 3 septembrie, nepoata mea a făcut nuntă și eu am fost cea mai fericită bunică. Și te rog să mă crezi că am avut așa emoții că n-am putut să cânt cum cânt eu la nunțile mele. Hai că avem imagini. Ia să vedem, hai să vedem imaginile astea. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mor, de la frați, de la sor, de la grădina cu flor, de la frați, de la suror. Înfloriți,
Dumnezeu noi. Mi-a dat ce am vrut eu, măi. Mi-a dat de poate și-am ajuns o. Ce frumos! Și cred că acolo am văzut trei generații. Da. În albastru plângea fica dumneavoastră. Da, da. Mama Miresei. Da. Dacă mi-ajută Dumnezeu și așa zic eu că o să-mi ajute, să fim patru generații. Și străbunică. Da, să fiu și străbunică. Și i-am zis nepoatei mele că la nuntă nu m-am împăcat, nu mi-a dat nimica și eu am zis așa că la botez o să-i dau dublu. Sunt foarte fericită, sunt mulțumită pentru că eu am găsit un băiat foarte frumos, Cătălin Călințaru, și e macedon și este un om extraordinar și familia lui este minunată și stă acolo în cartier cu noi și o să am grijă dacă o să fie fată și băiat. O să fie extraordinar de bine, pentru că o să mă duc să-l plimb, să fiu alături de familia mea așa cum am fost de fiecare dată. Mama Mioara Velicu, mâine este ziua dumneaei și ne întoarcem, rămâneți cu noi, o să ne și cânte și mai avem și alte lucruri de povestit. În câteva clipe suntem înapoi.